Locul 1 al județului făcea scandal, nu vrea să joace, nu știu dacă vrea să câștige prin subterane, vrea să câștige prin la masa verde, vrea să câștige prin la baruri, pe undeva unde se poate discuta despre fotbal sau vor să facă echipă pentru divizia C sau... Dacă fuge locul 1 din locul 7, atunci se lasă pe gubar să ducă acasă, pe care ești fotbal. Domnul Calistru nu poate să spună că nu a fost bun actul care l-a dat dumnealui. Că noi l-am întrebat de sâmbătă seară împreună cu domnul Tăbultoc, el nu poate să dea vina pe mine, acum poate să dea vina pe mine, nu? El nu poate să dea vina pe mine, că atunci nu mai are rost ca să stea acolo unul care zice, da, azi și mâine, ba. Noi zic, conducătorul fotbalului Botoșneanu și trebuie să vadă în ce direcție o apucă, că dacă nu, noi oamenii de sport putem să-i spunem și la revedere, poate a venit timpul ca să plece acasă.